Cod galben de risc de infecție cu coronavirus a fost instituit de autoritățile din Republica Moldova. Între timp, în farmacii nu sunt de găsit măștele medicinale în vânzare. Farmaciile din orașul Drochia nu sunt o excepție. Aici, de asemenea, în vânzare nu se găsesc măștele de protecție. La Drochia, nici la o farmacie, măcar la o farmacie, din Drochia nu se vinde nici o mască. Nici la un preț nu cât de 5 lei, dar nici de 12 lei. Nu au și nici nu au avut deloc. Nici una măcar. Nici mănuși, nici nic absolut. Oamenii au frică că vor fi surprinși de viroza ucigașă fără a fi pregătiți, însă întreprind careva măsuri pentru a nu deveni victima coronavirusului sau a infecției de tip nou COVID-19. Mai mult ca atât, până a se epuiza stocurile de măști de protecție din farmacii, prețul lor a crescut dublu, chiar și triplu. Am mare frică și mă uit că ele costau, mai este măștele este undeva 1,50 lei, dacă nu mă înșel eu, dar 5 ceva, 8. Pe la aptecă, că am cumpărat vreo câteva, dar m-a șocat. Orice om sunt, avem frică. Cum ne protejăm? Când intrăm în casă, ne spălăm bine mâinile cu săpun sau cu șervițele umide care conțin alcool. Și ne stăruim să purtăm măști, dar măștile nu se vând în farmacii. Potrivit șefei unei din farmacii din localitate, măștele de protecție în mare parte au fost importate din China, țara focarului infecției de coronavirus. Din acest motiv, livrarea măștelor medicinale a fost stopată pentru că înșiși chinezii au nevoie de ele. Zic că nu sunt măști în legătură cu situația creată, noi permanent ne stăruiam să fie măști în stoc și în legătură cu deficitul care este acum perioada cu coronavirusul care s-a făcut deficit pe Republică, adică nu numai la noi, în depozitul nostru nu sunt măști, absolut deloc nu sunt și când o să fie nu putem spune, fiindcă ele vin centralizate în Republică. În Republică nu sunt măști nici la un depozit. Și cum o să fie la depozit, o să ne stăruim să ne aprovizionăm cu un anumit stoc de măști ca să putem îndestula populația care întreabă. În Republica Moldova, măștile de protecție nu se produc. Alte țări care aprovizionau țara cu măști au sistat importul. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia.